Locul 4 la mondial i-a dat curaj urmașului lui Drăgulescu. Burtănete visează la o medalie olimpică la Paris. Gabriel Burtănete are 20 de ani și e singurul român care face săritura Drăgulescu. Cu ea a fost la un pas de podium la primul său campionat mondial. Dezamăgitor că ai pierdut podiumul la o diferență atât de mică de locul 3? Nu, a fost rezultatul corect, așa m-am meritat. E un loc dătător de speranță și de la anul începem să lucrăm pentru medalii. Vezi pe podium la Paris? Cu siguranță, cu siguranță. Din cauza accidentărilor, România n-a avut echipă de fete la mondialul de gimnastică. Mi-aș fi dorit să fim cu echipa, mai ales că le vedeam pe celelalte fete, cum erau toate 5-6. Gimnaștii s-au relaxat pe stadion în timpul mondialului de la Liverpool. Cum a fost la Liverpool, Napoli? Superb. A fost frumos, atmosferă incredibilă,